Podcastul Fetiței Zurli Educație prin distracție Un podcast pentru toată familia Bună prieteni, m-auziți? Sunt eu, Fetița Zurli Prezentatoarea de podcasturi Astăzi la podcastul Fetiței Zurli vom vorbi despre fericire! Este subiectul meu preferat și de când am primit butonul de la zâna bună, abia așteptam să vină momentul să pot să vorbesc și despre asta. Bine, deși în acest moment, sincer să vă spun, sunt puțin îngrijorată. Să vedeți ce mi s-a întâmplat. Mă jucam cu o fetiță la grădiniță. Când am venit, a venit să o ia tăticul ei. Și ne jucam și râdeam și povesteam și de am cu gura până la urechi, ce să mai... Și atunci taticul m-a întrebat, Hei, fetiță Zurli, tu chiar ești tot timpul atât de veselă, tot timpul râzi așa și tot timpul ești fericită? Și am spus, da, tot timpul sunt fericită. Și atunci când sunt tristă, tot sunt fericită pe dedesubt. Și atunci, el știți ce mi-a spus? S-a uitat așa de sus la mine și mi-a spus, lasă că o să crești tu mare. Ha! Ce-a vrut să spună? Cum adică? Copiii, când devin oameni mari, nu mai sunt fericiți? Sau ce? Am nevoie de sfatul unui specialist, cum s-ar spune. Așa că m-am hotărât să folosesc butonul magic! Sunteți pregătiți? Toată lumea spatele drept! Toate mămicile, burticile în față! Toți stăticile, sucurile în vânt! Trage mai în piept! <gângh> Îl dau <dă> afară! <fângh> Și repetați după mine: Tiribam! Tiri bum Invitatul să apară! Acum! O, rica, mama, liga, ce bucurie să ne revedem! Ce fericire! Ce să fericire, ne revedem. exact! Da. Dar ce făceai? Te-am deranjat? Citeai? Uh, așteptam să mă inviți. Serios? Da, pentru că mi-a plăcut foarte tare data trecută. Și mie mi-a plăcut foarte tare data trecută. De ce carte? Pentru ai că acolo? data trecută ai amintit de mai multe ori despre tanti prezentatoarea. Uh -huh. Am zis să-i aduc un cadou. Un cadou? Da. O carte care se numește Copilul invizibil? Da. O, ce legă, mai legă! Unde există copii interesant, nu? Da, unde există copii invizibili? Mai ții minte despre ce am vorbit data trecută? Despre? Acel ochi. Al treilea ochi. Da, da, da. care da. ne ajută să vedem lucrurile invizibile. Ok. Iar această carte da. îi ajută pe adulți, pe, pe părinți, pe profesori, pe părinți. educatori da. și așa mai departe, da. să-și activeze acest ochi. Și să vadă lucrurile pe care le văd copiii, și pe wow. care ei nu le văd, ei adulții. Această carte este o cititoare de, de minți. De minți, de emoții. De minți, de emoții da. pentru oamenii mari. Da. Și uite, bine că am să, să-ți explic ce Abia mi aștept tâmplat. să aud. Abia aștept să aud. Mi-a spus un om mare, când eram foarte fericită, într-un moment în care eram foarte fericită, mi-a spus, lasă că o să crești tu. Ca și cum, nu știu, m-am simțit amenințată, cum s-ar spune. Am simțit hmm. că atunci când o să când voi fi mare, nu voi mai fi fericită. Și nu înțeleg cum stă asta. Eu nu pot să rămân pentru totdeauna fericită chiar dacă o să cresc mare. Ba da. Dar în primul și în primul rând, haide să haide să mă explici mai clar, ca să fiu sigură că eu înțeleg. Ce este fericirea? Fericirea e la fel ca toate celelalte emoții despre okay. care am vorbit noi data trecută. Da. E ceva ce simțim în corp. Uh -huh. E un animăluț care ne vizitează. E mai raz care mănâncă banane și da, face. Da, 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 da. E, e această stare care ne ajută să vedem stelele. Da. Să transmitem multă iubire. Da. Să ne simțim foarte foarte, foarte, foarte bucuroși. Puternici. Puternici? Fericirea te face da, puternic? Da, da, da. Fericirea te face puternic wow. și face problemele Da. mici. Mici? Mici. Am înțeles. Și în corpul meu eu cum pot să-mi dau seama? A, ah, wow, într-adevăr, acum sunt fericită. În hmm, ce întrebare bună, fetița Zurli. De cele mai multe ori atunci când suntem fericiți, ha? în corpul nostru e multă, 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 multă. Energie pozitivă, Energie pozitivă care seamănă cu momentele în care mâncăm multă, multă înghețată! înghețată. Da! Da, Dacă pe mine înghețata chiar mă face să mă simt fericită. Hmm. Dar știi ce îmi vine mie cel mai și cel mai tare? Ia să fac aud. atunci când sunt fericită, să duc gura până la ureche, așa, da, și să da. zâmbești. Exact, exact. Da. Oamenii fericiți zâmbesc, oamenii fericiți zâmbesc, oamenii fericiți vorbesc frumos, Da. oamenii fericiți se joacă. Oamenii fericiți cântă, dansează. Dar auzi, uneori unii oameni chiar dacă zâmbesc pot să nu fie fericiți. Ar putea să fie în spatele zâmbetului. Da. Și să, alte emoții. Să nu fie neapărat să fie fericit. Să tristețe, supărare, frică, anxietate. Dar am expresia aia că sunt în al nouălea cer, ce vrea să spună? Că sunt foarte fericit? Cum adică? Pot să mă urc în mai multe ceruri până ajung în al nouălea ca să fiu fericită? Ce știm noi despre emoțiile pozitive? Că ne ridică. Ne exact. să fim... Ne ridică sus, 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 sus. Sus, 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 Și putem să ajungem în locuri în care n-am fost niciodată. De fericire! na, na, na. Adică a, de acolo vine expresia fericirea, ne dă aripi. Da. Ua, ce tare! De acum să port aripi întotdeauna, întotdeauna, întotdeauna cu mine. Și știi care e partea foarte frumoasă? Ce? Că atunci Hai. când eu văd că tu ești fericită da? și ajungi undeva foarte, foarte sus, mm -hmm. prin și eu curaj. Adică fericirea se împarte, exact cum spuneai da. data trecută, că toate emoțiile sunt, se, contagioase. sunt contagioase. Se transmit de la o persoană la alta. Adică eu pe aripile mele care zboară spre al nou la cer pot să mai port și pe altcineva după mine? Da, sau altcineva ar putea învăța da? să-și descopere aripile, să mm -hmm. le vadă okay. și să le folosească. Adică eu pot să fiu un exemplu da. de cum să-ți da, folosești aripile da, da. ca să ajungi în acela, în foarte bine spus, Foarte bine spus. Dar să revenim puțin la partea da. de început. De ce sunt copiii mai fericiți decât oamenii mari? Cine? Cine se joacă cu fericirea adulților? Eu nu înțeleg. Hmm, cine a furat fericirea adulților? Cine a furat nu? fericirea? Cine a răpit-o? Cine a răpit-o? Hai -a să rezolvăm problema asta! Să întoarcem în toată țara pe... Toate să răscolim, răscolim. emoții. Fiecare loc. Fiecare loc? Da. Adică, ce se întâmplă? De ce Hai să vedem când, când copii devin oameni mari, nu mai sunt atât de bucuroși și de fericiți? Asta e o întrebare foarte, foarte bună. Hai să vedem ce sunt emoțiile. Ce știm până acum despre emoții? Că sunt niște fluturași. Sunt niște fluturași. Colorați. Colorați, da. ce altceva. Niște animaluțe colorate. Da, ce altceva? O... Emoțiile reprezintă viață. Viață. Emoțiile reprezintă ceva cu ce noi ne-am născut. Emoțiile reprezintă ceva cu ce noi ne-am născut. Și de cele mai multe ori, emoțiile nu se văd, sunt invizibile. Da, sunt invizibile. Și pe lângă acești doi ochi. Așa. Mai avem încă un ochi imaginar. Exact. Și imaginează-ți că pe măsură ce creștem, uităm de acest al treilea ochi. Deci de nu-l mai folosim. De fapt, uitarea le fură oamenilor mari fericirea? Exact. Păi și cum pot eu, cum pot eu, când, de exemplu, o văd pe tanti prezentatoarea mai preocupată de alte lucruri și o văd că a uitat să fie fericită, cum pot eu să-i amintesc că, de fapt, ea mai are un copil acolo care poate să fie fericit, cum exact. ar veni, nu? Da, da, e copilul, e invizibil. Că e invizibil. Exact, exact. Adică tu îmi spui mie că fiecare om mare, de fapt, mai ține de mână un copil invizibil? Absolut. Și atunci când sunt puțin triști, trebuie să își trezească copilul invizibil? Mm -hmm. Au nevoie să îmbrățișeze. Cu mâna stângă. În Am părinte, învățat asta data trecută. Mână... Exact. Da, da, da. De aceea, de cele mai multe ori, copii, atunci când văd că părinții sunt uh, triști, da. sau nefericiți, da. îi iau în brațe. Da. Le zâmbesc. Da. Le vorbesc frumos? Da. Le spun că totul o să fie bine? Da. Dar eu am văzut asta și cu părinții și că fac la fel și că pe măsură ce e un copil din ce în ce mai mare, parcă nu-i mai spune de atâtea ori că ești bine, nu-l mai iau în brațe de atâtea hmm. ori. Da. Adică, de ce nu putem să ne purtăm unii cu alții ca și cum ne-am purtat cu câte un bebeluș sau cu câte un copil mic? Adică, uite, de exemplu, eu ce, nu pot să mă port cu tine de parcă ai fi un copil și să-ți vorbesc frumos? Hmm chiar să îmi face plăcere să-mi vorbești și să frumos. Hai să și le dăm. Să te aud cântând da. și să te joci cu mine. Da! Hai să le dăm o provocare tuturor copiilor și tuturor oamenilor normali, ca pentru o zi să se poarte unii cu alții de parcă toți ar fi copii. Exact. Ce spui? Și să meargă copiii la părinți, da. să spună mama, tata, mama, tata, vreau să cunosc, vreau să cunosc copilul tău, copilul tău, invizibil, invizibil, vreau să fac cunoștință cu el, vreau să fac cunoștință cu el, ce idee bună! Mm. Ui, sunt curioasă dacă o să ne iasă experimentul, să-mi să scrieți acolo uh, pe Facebook la o să fac o postare specială și să-mi spuneți dacă ați reușit să faceți cunoștință cu copilul invizibil din părinți din interiorul, m-am zăpăcit, dacă mă măligă. M-am emoționat! Poți să te emoționezi și de fericire, așa? Absolut, ai? absolut, da, da. Dacă am mai auzit și expresia o, oh, îmi vine să plâng de fericire. Adică fericirea poate să fie atât de puternică încât să. Imaginează-ți! Pentru că lacrimile da. apar la ochii noștri uh -huh. atunci când ceva ne doare, da. atunci când ceva e greu, da. de exemplu mă doare burtica, da. sau mă doare o măsea, da. sau mă doare sufletelul. Exact. Dar și atunci când se întâmplă ceva ce mi-am dorit foarte, foarte tare da. și nu știam dacă se va întâmpla sau nu. Da, uite, eu am plâns de fericire când Andy, prezentatoarea, mi-a spus că în sfârșit o să am podcastul meu. Wow! Și am întrebat wow. fetița Zulita, ce cu tine? De ce plângi? <hâng> am crezut că asta dorești. Și a spus, pai tocmai că asta îmi doream de când eram și mai <hâng> mitică mică decât sunt acum. Ce frumos! Mi-am adus aminte în timp ce te ascultam de finuța mea. Da! Ai Cezara? o finuță? Da. Cezara? Câți da. ani are? Acum e adolescentă. Bună, Cezara, adolescentă! Și când avea 6, 7 sau opt anișori, da? uh, și-a dorit foarte tare o pisică. Miau. Și mama ei, da? ei în casă, avea o regulă fără animale în casă. Oh, da, știu regula asta. Și atunci Cezara. Am a încercat fost... și antiprezentatoarea fără animale în casă, dar noi l am adus pe tașul. Ah. <laughs> și atunci Cezara a fost supărată, da? pentru că și-a imaginat că nu o să aibă niciodată o pisică. Oh. Însă, pentru că mămica ei știa cât de tare își dorește Cezara o pisică, da? mi-a spus. Da. Și când a fost ziua ei de naștere, am zburat de la București la Satul Mare. Cezara a locuit atunci la Satul Mare. Mm, așa. Și împreună cu mămica ei am complotat așa. să facem o mare, mare... Surpriză. Da, așa. Care să-i aducă multe multă fericire Cezarei. Așa. Și am cumpărat acea pisică. Da. Chira o cheamă, care e absolut minunată. Și o are și acum. Imaginează-ți. Și am, ajuns, am ajuns la Cezara și am dat uh, surpriza da. și ce a făcut ea? Ce a făcut? A început să plângă. De fericire! Și a plâns, a Cât plâns, i-a fost foarte, foarte, foarte... Mult, 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 mult. Și mama ei a întrebat-o, ce se întâmplă, Cezara, de ce plângi? Și Cezara i-a spus, e adevărată? Ha. Nu i-a venit să creadă că e o pisică adevărată. A crezut că e o pisică de pluș, că e o pisică de jucărie. Ce frumos! Știi ce înțeleg eu din povestea ta? Ca surprizele sunt foarte, foarte importante. Exact. Pentru fericire. Da? Și atunci noi pentru oamenii mari Când îi mai vedem supărați, Așa putem să le facem câte o surpriză ca să Adică să le ducem câte o pisicuță Ca să fie fericiți Le putem duce când? câte un desen De deci cele desen? mai multe ori asta fac copii Desenează da. un animăluț da. Sau merg Hai. la mama, la tata Și dau câte un pupic, un pupic pe Sau ce? ce mai făceam eu când eram mic Și ce? vedeam că mama era supărată Pregăteam micul dejun oh. Îi mai duceam cafeluța În curte când ea muncea, Ce aveam grijă de ea. Și aceste surprize ne da. ajută să ne simțim foarte, foarte bine. Așa este, dar dacă mi se întâmplă, nu știu, eu o să cred că, uite, tu i-ai făcut cezare, e surpriza cu pisicuța și poate că vreau să-ți fac și eu ție o surpriză și mă gândesc că tot o pisicuță ți-ar plăcea, dar ție de fapt nu ți-ar plăcea o pisicuță. Asta înseamnă că ce? Fericirea e, se simte diferit pentru fiecare, adică ce mă face pe mine fericită, nu te face și pe tine fericită? Da, da. Și că pentru a-i face pe ceilalți fericiți, mai e nevoie de un ingredient magic. Care? Cunoaștere. Cum adică? Dacă îi cunoaștem pe ceilalți, Așa? știm ce le place, ce nu le place. Ok. Ce preferă, ce nu preferă. Adică Mie îmi place înghețata, și vreau să-i fac o. dar lui lui îi plac latitele, și dacă vreau să-i fac o surpriză, nu-i duc înghețata, îi duc latitele. Exact, da. Că... De exemplu, la noi în familie, da? mama mea, când eram copil, avea o mare frică de broscuțe. Wac, 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 de ce? Nu-i plăceau ei broscuțele. Și am știut că dacă vreau să o fac fericită, da? e important să nu-i desenez niciodată o broscuță. Wow, chiar ai cunoscut-o pe mama ta de adevăratelea. Mulțumesc că spui asta. Da, ia, uite, mai am o provocare pentru copii. I-ați întrebat vreodată pe părinții voștri care sunt animalele lor preferate? Și care animalele le plac mai puțin? Hmm. Ca să știm, să nu le dă să ne o broscuță dacă lor nu le exact, plac broscuțele. Exact, adică, Mi se pare că are că are dar știi ce mi-am amintit? -o? Ce anume? Că uite, Că atunci când toticula ăla mi-a spus că o să vezi tu când o să fii mare, mm. el cumva nu știu, mi s-a părut că e deranjat că eu sunt așa de bucuros. Mm. Și tu cum te-ai simțit în momentul respectiv? Ce emoție te-a vizitat? Frică. Frică. Mi-a fost frică de faptul Aha. că voi crește mare și voi deveni un om serios care amenință copiii mm -hmm. că atunci când vor crește mari, mm -hmm. nu vor mai fi fericiți. Și cum se simte frica? Păi, Pentru se tine. simte... Se simt... Unde o simți în cor? Uh, în stomacel. În stomacel. Da, da, tot uh -huh. aici simți și fericirea. Și poți să pui mâna acolo da. unde simți ai frică? Da. Aha, aici era frica. Da. Uh -huh. Aici, aici. Aici, aici pe burtică. Aha. Da. Și în momentul respectiv ți-ai imaginat că atunci când o să fii mare... Da. Că atunci când o să fiu mare o să fiu tristă. Că o să fiu tristă când o să fiu mare. Dar asta e doar o poveste pe care mintea mea o construiește. A, adică asta era imaginația mea. imaginația Exact. Adică emoțiile se construiesc în imaginație? În funcție de poveștile. Pe care le auzim. Pe care le auzim și pe care mintea noastră le construiește. Ok. Emoțiile pot să crească da. și să ne complice existența. Ok. Sau pot să se îmblânzească da. și noi să simțim că suntem stăpânilor. Ok. Și secretul... Secretul! Îmi plac secretele! E să-mi dau seama... Să să-mi folosesc ochiul interior. Să-mi folosesc ochiul interior. Pentru a vedea unde. Pentru a vedea unde. În corpul meu. corpul meu. Are loc acea emoție. Are loc acea emoție. Și okay. tu ai simțit emoția respectivă în zona abdomenului. Da. Și al doilea secret. Al doilea după ce secret. Am descoperit, încă un secret, nu pot să După ce am descoperit unde e localizată emoția. Așa? Al doilea secret da. e să pun mâna acolo. Să pun mâna acolo? da. da. Wow! Că e aici, că e în zona pieptului, că e în zona capului. Da, De da regulă da, da eu nu, sunt Dacă eu când simt zone. fericire, eu nu vreau să o potolesc. Mm. și asta încerc, asta voiam să zic. Și mai, mai e și un al treilea secret. Nu pot să cred, te rog frumos că. Trei secrete, după care mă opresc. Nu, nu da? te oprim, plac secretele. Deci atunci când ne vizitează emoțiile dificile, da? încercăm să identificăm unde sunt în corpul da? nostru, punem mâna acolo Aha. ca să aducem alinare. Da? Și al treilea secret foarte, foarte important da. e să îmi spun da. am voie. Am voie să simt, să simt. Frică. Frică. Tristețe. Tristețe. Furie. Furie. Uh, și fericire, pot să și spun fericire. și asta. Pentru Sigur. că un, uneori, uneori pe mine, niște oameni mari mă mai fac mă mai fac să mă simt prost că sunt atât de fericită. Mm. Cum? Să-ți explic. Simplu. Îmi spun, potolește te mai copilă, ești obositoare. Hmm. Cum poate să fie fericirea obositoare? Hmm. Și știi care e răspunsul? Care e, e răspunsul? situație? Dă-ți voie să fii obosit! Dă-ți voie, să... dă voie, permite să fii obosit! Dar te rog să fii obosit, dacă exact. vrei. că eu vreau să exact. fiu fericită. Da, da, da. Tu ai voie să fii obosit, eu am voie să fiu fericită. Da, chiar dacă fericirea mea e puțin galăgioasă. Da? Am voie să fiu gălăgioasă să sunt fericită? Sigur. Am voie să cânt cu voce tare unde îmi vine să cânt cu voce tare? Dacă mm. acel spațiu în care cânți e doar al tău, da. Ok. Dacă e un spațiu pe care îl împărțim cu alte Azi. persoane care simte altceva, okay. de acolo ar fi bine să apară acel cuvânt pe care l-am învățat data trecută și anume începe cu R. R, Respect. E, exact. Respectul <inaudible> înseamnă să am grijă și de nevoile celor din jur. Okay. Și ceilalți să aibă grijă de nevoile mele. Adică, și prea multă fericire poate să strige respectul. Da. Să zic da, cum ar da, veni. Da. Adică, pot să mă bucur și doar pe interior. Pot să mă bucur și doar pe interior. Să cânt, în, să cânt doar în mintea mea. Exact. Yes! Vrei să vrei să ne jucăm un joc? Da, Eu însă când... înainte de a ne juca, Așa. aș vrea să mă ajut să recapitulăm care sunt cele trei secrete da. când ne vizitează emoțiile dificile. Ok, bun. Uh, prima este să... Uh, să... Respir? Ajută să respirăm de fiecare Cred dată. Cred că am greșit. Da, da. E importantă voi, copii. respirația. Uh, să îmi dau seama unde se simte. În corp. În corp. Da, da. Da. Să cobor din minte. Să cobor din minte. În corp. În corp. Și să văd care partea corpului îmi vorbește. Și să văd care partea corpului îmi vorbește. Exact. Da. Doi. Doi. Să um, să um, să-mi văd -o al treilea ochi. Da, și? Și trei. Ce altceva? M-am um, um, emoționat, nu mai știu, mai spune-mi Să duc dată. mâna... Să duc mâna... În acea zonă... În acea zonă... În care simt că e greu. În care simt că e greu. Și e tu, așa? În exemplu pe care l-ai dat, ai simțit că ți-a fost greu? greu la... nișorul... Că mi-a fost greu puțin la... Că mi-a fost puțin greu la aici. Burtică. Da. Și al treilea secret? Și al treilea secret... Să-mi repet. Să repet. Că am voie. Că voie. Să simt. Să simt. Am voie să simt tot ce vreau să simt. Pentru că așa a spus Gașpar. Yeah! Îmi place cum sună. Da. Și tu ai voie să simți tot ceea ce simți. Pentru că așa spun eu, Fedița Zârli, prezentatoarea de podcasturi. Mm -hmm. Știi ce mai voiam să te mai rog eu frumos? Abia aștept să aud. Mai vreau să ne mai jucăm, uite, mai vreau să ne mai jucăm mm -hmm. un joc. Să știi că a început să-mi placă să mă joc cu tine. Păi da, data pentru trecută... că se trezește copilul invizibil exact. că m văzut trecută... pe mine și așa. Și data trecută am simțit că ai fost de partea mea. Păi sunt de partea ta. Și când, când mi-a fost greu, m-ai luat de mână da. și mi-ai spus că o să mă descurc. Exact. Și asta m-a ajutat foarte mult. Păi da, când tu ești fericit și eu mm, sunt fericită. ce frumos spus. Să... Da, și asta cu partea mea, știi de unde o știu? De la tanti prezentatoare, că a scris un cântec. Fii de partea mea, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh, oh. Așa îi spunea Maia când era mică. Cine um, e Maia? Maia e fetița lui tanti prezentatoare. Ah, e adolescent, e mare, nici nu mai adolescentă. E mare tare mm. acum. Dar ea tot e fericită. E modelul tău? Da, eu vreau să fiu ca Maia când o să Yey. fiu mare. Că ea exact ca mine și când e puțin mai tristă, tot e fericită. Păi să Dumnezeu. o salutăm atunci pe Maia. Bună, Maia! Pici Uite, vreau să mă ajut pe mine. Ca atunci când o să cresc mare să rămân concentrată pe faptul că eu tot vreau să, că tot sunt fericită. Da. Și atunci, uite, îți spun de exemplu un lucru care mă face să mă simt mai puțin fericită și tu te rog să mă înveți cum să-l spun ca să rămân să văd tot partea bună mm -hmm. cum ar veni. Da. De exemplu, am uitat să zic un vers la serbare și am stricat tot. Mm -hmm. Cum pot să spun asta într-un fel care să nu mă facă să mă simt atât de, nu știu, ciudat? Mm -hmm. Ce simt în momentul în care am uitat un vers la serbare Rușine. Rușine. Mare rușine. să okay. arătat toată lumea de mine când aș știut versul. Și care sunt cele trei uh, secrete pe care noi le deținem? De să cea? vedem unde se simte emoția, să punem exact. mâna pe Exact. Mă ea. întreb unde simt rușinea în corp. Da. Pun mâna acolo. Da. Și al treilea secret? Și al treilea secret... Am voie, să, am voie simt. să simt. Și în momentul în care fac aceste trei lucruri, okay. eu devin stăpânul eu, emoției respective. Eu devin stăpânul emoției respective. Ce bine sună! Da! Adică în loc să spun, uite, am greșit un vers și am stricat tot, pot să zic, am stricat, am greșit un vers, n-a fost mare lucru, dar în rest totul a mers ok. Și asta e povestea pe care mintea mea o construiește. Și atunci eu o să cred că m-am descurcat bine, o să mă gândesc mai mult la faptul că m-am descurcat bine și nu la faptul da, că am încurcat un vers. Da, Aha. însă e nevoie da. și să mă ocup de emoția dificilă care e în corp. Au, ce lică, mă, mă, lică. Cele trei secrete o să ne ajute să ajungem oameni mari fericiți. Dar cașpar, dacă stau toată ziua să mă gândesc la ce simt, la unde simt, la cum simt... Eu când mă mai joc. Are sens. Că pare obositor să Are te gândești tot timpul la Are timp. sens. Știi, cum va Știi ce se va întâmpla? Ce? De câte ori ai respirat azi? Doi, da, de unde să mă nici nu știu să număr până la hmm. cât am respirat. De multe ori, că sunt respirătoreasă mare. Uh, și cum ai învățat să fii respi respirătoreasă mare? Păi m ai învățat tu. Tragă în piept. Așa. Puțin și apoi îl dau afară. Însă, tu respiri și atunci când nu faci asta. Da. Atât de conștient. Deci noi învățăm niște lucruri da. care la un moment dat devin le facem fără să ne mai gândim la exact, ele. Exact, devin automatisme. Okay. Ele se manifestă automat. Aha. Pentru că, de exemplu, cum ai învățat tu să îți folosești corpul, picioarele? Am exersat mult la dans. Exact. Și înainte să mergi la dans? Am nu știu, am mers pur și simplu. Știi, copiii nu se nasc cu această capacitate de a merge. A, nu? Ei învață Învade? pe parcurs. Ok. Și exact așa învățăm și să avem grijă de emoțiile noastre. Iar acum când tu te ridici de pe scaun, te mai gândești la cum îmi pun mâna, piciorul. Nu, nici nu, nu, măcar nu mă mai gândesc cum fac toate coreografiile de la cântecele zurlete. Pentru că Le toate acestea gata. sunt automatisme. Auto, au romantisme. Automatisme. Romantisme. 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 Da, sună foarte, foarte sunt bine. Sunt romantisme. Yeah, yeah, yeah. Și... La fel se întâmplă și cu această atenție îndreptată asupra emoțiilor. așa Așadar, dacă eu de acum de când sunt mică sunt atentă și învăț cu tani prezentatoarea cum să fiu atentă la emoțiile mele, când o să fiu mai mare o să o fac pur și simplu și o să rămân fericită. Exact. Am Bravo! Înțeles, Ai înțeles, înțeles! Foarte bine! Felicitări! Îți, îți mulțumesc din suflet! M-am liniștit! Chiar eram îngrijorată. Eu vreau să rămân mică și fericită, dar e în regulă. Am învățat că pot să fiu și mare și fericită. Da? Da, vrei să ne jucăm un joc? Abia aștept. Mm, jocul cu poveștiri, cu întrebările din poveștiri, mai ții minte? simt că din nou vin emoțiile, simt flutura și în stomac. Dacă vrei. Mm, da, știu de la tine că o să mă descurc. Foarte bine o să te descurci. La fel cum te-ai descurcat și data trecută. Mm. Bine, ai răspuns numai la trei întrebări din 10, dar a fost minunat. Dacă uh. atât ai putut tu. Dar am a fost răspuns okay. bine. Ai răspuns foarte și bine. Și ți-a plăcut. Da, și mi-am mm, mai, 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 mai. Mi-ai mai explicat niște lucruri. Mm. Bun, 30 de secunde, da? 30 de secunde, 2, 3. Încep, 4, cu 5. Una, încep cu una, așa, ușoară de încălzire da, da. Cum a ajuns cenușerea la bal? Uh, cum a ajuns cenușerea la bal? Cu un Uber. Au, cirica, mă mă ligă. pe vremea poveștilor nici nu exista așa ceva. Serios, mai gândește-te puțin a, a venit zâna bună și a transformat nu, e, 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 nu, nu, nu nu, Era era acel covor fermecat al lui Aladin Aladin are altă poveste Dar da, a ajutat-o, Aladin a ajutat-o Pentru că ei sunt prieteni Nu sunt prieteni, mi -așa mi nu spus se cunosc mama. Ba în al... da, se cunosc Trăiau în alte țări, ca aș Pe bune-ți spun, fii atent, mai pun o dată întrebarea Eu îți suflu răspunsul Și tu răspuns corect, da? Și tăiem bucata asta, nu mai dăm să audă toată lumea Cum le-ai zăpăcit Bine, bine, bine. A, Gașpar, cum ai ajuns ce nu la bal Și tu spui cu caleașca. Cu caleașca. Bravo! Yeay! În sfârșit. A doua întrebare. Mulțumesc, mulțumesc. Hai că la asta ar trebui să te pricep, că e despre emoții. Ce emoții ai simțit Gepetto când l-a cioplit pe Pinocchio? Ce emoții a simțit Gepeto când l-a cioplit pe Pinocchio? Da, știi că Pinocchio uh, e băiețelul ăla uh, din da, lemn. Da, da. Și Geppetto Frică! Al... Cum să simtă frică? oamenii mari! cealaltă, emoție care se simte la fel ca frica? Bucurie! Da, și, entuziasm! Și fericire! 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 Mulțumesc. Felicitări, Gaspar, sunt din ce ai văzut cât de bine m-am descurcat? Foarte bine, sunt mândră de tine! Ah, mulțumesc! spune te rog frumos, un animal care este mereu un personaj negativ în povești. Îți dau niște indicii. e fioros și face așa. A, și mai face așa porcul. Azi cineva un porc care face Uu. Cum face porcul cu <laughs> Cum face porcul? Înțelegi? Da, e diferit, acum că spui. Bună dimineața, da, cum da, ar spune da, tanti ta prezentatoare. Mintea mea sună la fel. <laughs> mintea ta cred că e puțin zăpăcită Este puțin, Hai da, să ne da, scuturăm da, da. puțin gândurile Uite da. așa. Oh. 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 Ok, le simți așezate acum. Oh. Oh. Da, da, okay. da. Ce personaj da. reprezintă tot timpul? Ce animal reprezintă tot timpul, mai tot timpul, un personaj negativ în poveste? Spune! Au. Uh, uh, lupul, lupul. lupul! 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 Am fost foarte aproape. Oh, ce lică, mamă, lică. Mulțumesc frumos! Felicitări! Mulțumesc! Foarte bine! Bun, următoarea întrebare. Oh -oh. De ce s-a roșit Mutulica atunci când l-a pupat albă ca zafa? U pe asta o știu. De ce? Pentru că a simțit iubire. Au! Dar Da și iubirea te face să te înroșești. Îți dă aripi. Pe bune? Da, da, îți colorează viața. Te face mare, puternic, curajos, încrezător. Oh, ce mm. frumos! Adică Mutulica o iubea pe albă ca zăpada. Am înțeles. Am mergem mai departe. Ha! -ha. Cum se numeau cei trei purceluși? Bam! Ca asta gata, s-a terminat bucuria. Pentru uh. tine, pentru mine, abia începe! Știu, 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 știu. Cum? Tomaș. Tomaș. Hai, te lasă să termin. Ce nu s nici mie? Și... Uh, Bornobas! Așa Așa ai chemat pe cei trei purceluși da. pe care aveai tu Așa când e povestea copil. pe care mi-a povestit-o mama. Haide, măi, da, mă, da, serios. Da. Cum adică? Pe ce lume se cheamă un purceluș Toma și au Erau purceluși în ce limbă? În maghiară. A, ah, păi nu, stai că am uitat să te întreb cum e corect. Eu te întrebam cum îi cheamă pe purceluși în românește. Nuf, nuf, nif, nif nuf, naf, naf. M-am încurcat și eu. Pff. Hai, repetă după mine. Nu știu. Nuf, nuf. A, așa-i Așa chema, așa îi striga, așa se spunea ce nu înțelegi. Mie mi-a spus mama o altfel de poveste. Ce poveste? Ea spune -mi și mie ce poveste. Asta cu e. numele lor în maghiară. Pui... Și acum sunt surprins. Trebuie doar să privești dintr-un alt unghi. Așa e. Tu privești dintr-un unghi maghiar. Eu privesc dintr-un unghi român. Da. Dar sunt aceleași unghiuri. privind din unghiul român, da. numele lor era... Nif nif. nif, naf. stai, 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 stai. Da. Nif nif. Naf naf. Naf naf. Nuf nuf. Nuf nuf. Bravo, ai yeah. reușit. Yay! Yeah. Ai mai învățat ceva astăzi, Ari? Nif eu... nif. Naf naf. Nuf nuf. Nu? Antiprezentatoarea! Cheamă-l pe Gaspar înapoi la tine că nu înțelege cum îi cheamă pe purceluș. Concentrează-te. Da. da aer da. în chef. Să trecem la următoarea întrebare. Simte unde este, unde este nedumerirea? Da? Aici, aici e. Aici, da, pune mâna da. pe ea. Deschide ochii și uită-te la mine. Acum da. deschide și al treilea ochi. Da. Și repetă după mine. Pe cei trei purceluși îi chema Pe cei trei pur purceluși îi chema. Nif nif. nif nif. Nif nif. Naf naf. Naf naf. Nuf nuf. Nuf nuf. Ai reușit! Nuf, nuf. Trebuia doar să am puțin mai multă răbdare mm, cu tine. Mulțumesc frumos! Îți mulțumesc și eu, Gașpar. Abia aștept să-i dai o litanti... Poți să citești și o carte asta sau e doar pentru oameni mari? E pentru oameni mari. E pentru oameni mari ca să ne înțeleagă mai bine pe noi copiii și pe ei? Și să-și descopere copilul, copilul invizibil, pe care să-l cunoască copiii care sunt copiii din casă, respectiv da? copiii părinților. Ok, știi ce o să fac eu? O să mă duc acasă și voi face un desen, cum îmi imaginez eu că arăta copilul invizibil de tanti prezentatoare Minunat! și o să îi arăt. Mi Sunt se curioasă. pare o idee genială. Vă provoc și pe voi copii, puteți să-i deseneați pe părinții voștri, cum credeți voi că arătau ei când erau mititei. Mm -hmm. Și să-mi trimiteți și mie fotografiile pe pagina de Facebook de Gașca Zurli. Până data viitoare, vă trimit pupici cu sclipici, eu, fetița Zurli, prezentatoare de podcasturi. Mulțumesc mult, Gașpar, că ai venit și astăzi Mulțumesc și eu. la podcastul Fetiței Zurli și să știi că te mai chem. Poți să-ți mărturisești ceva? Da. În momentul în care ai spus Gașca Zurli, am crezut că o să spui Gașpa! Gașpar, Zurli. <laughs> o să-ți fac gluma asta când o să te aștepți.